Mirela! Bună, bună, Mirela! Cum ești? Abia așteptam astăzi să ne vedem și să povestim puțin mai mult. Mă bucur mult că ai acceptat invitația mea de a împărtăși cu noi despre tine, despre transformările din viața ta. E mare lucru că un om așa deosebit și special ca tine și-a făcut astăzi timp și mai ales sunt foarte bucuroasă pentru faptul că practic tu ești prima persoană care te-ai alăturat Academiei și într-adevăr e mare lucru să avem oameni de o așa valoare care pun preț pe evoluție și pe dezvoltare personală. Spune-mi mai multe despre tine. Cine ești tu? Cu ce te ocupi? Mulțumesc, în primul rând, pentru frumoasa descriere. Eu sunt medic, am mai multe specialități. Medicina de familie este una dintre ele. Aici am ocazia să lucrez cu foarte mulți oameni din diverse medii, cu diverse afecțiuni. A doua mea specialitate este medicina muncii. Aici domeniul este relativ puțin mai restrâns, pacienții venind cu totul alte scopuri. Iar cea de-a treia specialitate pe care o practic și care are foarte mare legătură cu ce am făcut până acum și cu ce voi face spune pe viitor, sunt îngrijirile paliative, care este un domeniu deficitar și pe partea de organizare și pe partea de medici, pentru că îngrijindu-se de bolnavi în stadii terminale și implicând o asigurare a calității vieților mult mai bună pe toate planurile, este un domeniu solicitant. Wow! Da, într-adevăr, tu chiar ești o persoană care ești foarte dedicată oamenilor. Practic știu că tu vezi foarte mulți pacienți pe zi și cu fiecare te implici și dăruiești cumva din ce ești tu, din toată cunoașterea. Și asta înseamnă foarte mult că oameni ca tine, medici dăruiți, nu doar au grijă de ceilalți, dar în primul rând ai grijă ca tu să ai în fiecare zi o energie bună. Spune-mi cum m-ai descoperit, cum m-ai aflat de mine, care a fost începutul? Ca să spun așa frumos, am mai spus lucrul acesta, a fost un frumos joc al sorții. Eram cu o prietenă medic, care la momentul respectiv era însărcinată, la un alt medic, pentru o consultație mai specială, să spunem. Colegul respectiv a avut timp și pentru mine. Eu i-am povestit viața mea până la momentul respectiv și am întrebat ce am eu de făcut de aici încolo. Și recomandarea a fost să te caut. Deci, practic, recomandarea de a mă căuta a venit de la un medic. Exact. Și doctorul Argeșanu, ca să putem preciza mai strict, să spunem așa. Surpriza foarte plăcută a fost că erai din același oraș cu mine. Iarăși, o coincidență, să spunem, foarte frumoasă. Inițial, de fapt, am început colaborarea cu Romeo, soțul tău, iar apoi am ajuns la tine. Ce Și ți-a am strânit continuat. interesul? Ce ți-a strânit interesul? Ce te-a făcut să continui să lucrezi cu mine după primul moment în care ne-am cunoscut? Sunt mai multe puncte, să spunem, care mi-au suscitat interesul și l-au menținut activ de-a lungul lungii perioade de când ne știm. Pentru mine, ca și medic, cunoașterea, informația, să spunem, precisă, de bună calitate, asumată, contează foarte mult.
pe lângă faptul că sunt om, aceste modificări, structura mea este cumva de om de știință, să spunem. Și atunci am regăsit în colaborarea cu tine și cu Romeo informații, repede, bună calitate, precise, o dorință de a evolua, de a învăța, de a citi. Și ai reușit să-mi transmiți și mie să-mi stimulezi mult această parte, indiferent de domeniu de aplicare al ei. Cu drag, îți Apoi, mulțumesc. cu mare drag, este adevărat, am mai spus odată și repet, abia aștept să văd ce mai citești, ce ai mai făcut, ce informații noi ne mai aduci, cum le integrezi în viața noastră. Asta ar fi un doilea punct important. Fiecare avem o meserie, o pregătire, o situație, o familie și trecem prin diferite modificări. Și am apreciat întotdeauna și la tine și la alți colegi cu care mai colaborez această versatilitate, dar în sensul bun, de a adapta la nevoile omului respectiv. Pentru că fiecare, clar, avem calea noastră, drumul nostru. Pentru mine este fascinant cum oameni de diverse condiții, din diverse sisteme, profesii, ajung la aceeași concluzie. Umple în mod real sufletul de bucurie să văd acest lucru. Și mai am Da. pe listă sunt căldura, disponibilitatea. Este așa un cumul foarte frumos pentru mine. Și vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Și mie îmi face o deosebită plăcere să lucrăm împreună și sunt onorată de faptul că primești și că ești extraordinar de deschisă către cunoaștere, către evoluție, către transformare și către contribuție pentru semeni. Practic, tu deja ai spus inițial că lucrezi deja cu foarte mulți oameni și asta este extraordinar, că oameni ca tine, care impactează și care influențează alți oameni, se educă în sens de evoluție continuă. Așadar, ce probleme ți-ai dorit, să spunem, să rezolvi inițial? Când ne-am cunoscut și când ai început să lucrezi, practic, cu noi și cu mine. Apariția voastră în viața mea a fost la un moment în care, un moment destul de dificil pentru mine pe mai multe planuri. Și cred că fiecare avem momente și avem nevoie de oameni în jurul nostru care să ne susțină, să ne împuternicească, să ne întărească, să creadă în noi necondiționat, să ne ofere tot suportul lor și toată iubirea lor în mod necondiționat. Și eu am găsit toate aceste lucruri în colaborarea cu voi, dar nu la modul, sau cel mai bun cuvânt, la modul realist. A fost foarte important pentru mine, nu, ai, tu poți să faci orice, adică poți să faci orice, dar în anumite limite. Astea sunt calitățile tale, care eu le văd la tine, astea sunt lucrurile care le poți face. Am mai primit și o scuturare așa, în momentul în care așteptările mele, spun, erau nerealiste. Deci cred că o realitate foarte frumoasă, fără false speranțe, fără false speranțe. Iarăși unul dintre lucrurile care le-am apreciat în această colaborare este partea practică a lucrurilor. Pentru că, repet, fiecare suntem pe drumul nostru, pe meseria noastră, pe posibilitățile noastre. Dar în același timp,
Mi s-au deschis orizonturi, oportunități neașteptate, negândite, nesperate, poate. Și este foarte, foarte frumos. Super. V-am să te întreb ce ai încercat înainte de a lucra împreună. Dacă există și alte metode sau tehnici de evoluție, de autocunoaștere pe care, să spunem că înainte de a ne cunoaște le-ai încercat. Și care au fost rezultatele tale? Spuneam, gândirea mea este una practică, logică, bazată pe anumite lucruri. Dar în momentul în care lucrezi cu foarte mulți oameni și citești destul de mult, vezi că tu și o parte din colegii tăi, asumați sau nu, își dau seama că dincolo de toate aceste lucruri mai există și altceva. Și atunci devii foarte interesat să vezi ce altceva, de fapt aici sunt două planuri, le văd eu, ce altceva mai poți face pentru tine, pentru că inevitabil, după un anumit număr de consultații, de situații, ajungi să fii marcat de anumite lucruri. Iar cel de-al doilea palet este ce poți face mai mult pentru pacienții tăi. Și atunci a intervenit la mine această supra-specializare de îngrijiri paliative, unde îngrijirea omului se face în mod holistic. Pacientul respectiv, când vine la noi, ne vine numai de obicei, ei vin pentru partea de durere, de durere fizică. Dar în evaluarea durerii noi, chiar în protocoalele pe care le folosim, este partea și de durere spirituală. Și intră la partea de durere non-tratabilă medicamentos. Și atunci, având și timp să discuți cu pacientul și cu aparținătorii, intră în joc niște valențe care, ca medic, trebuie să le umpli. Voiam să te întreb dacă ai avut această abordare holistică din totdeauna, chiar de dinainte de a lucra cu noi, sau cumva această perspectivă spirituală, emoțională, e ceva ce s-a adăugat pe parcursul evoluției tale, adică cu ceea ce ai învățat tu, ca și medicină clasică, da? Așa cum învață toți O parte, medicii. da. Cu ceea ce făceai până să începi să te cunoști mai bine pe tine, aveai și abordarea asta emoțională și spirituală, holistică, sau mai degrabă asta s-a alăturat după ce ai început să te cunoști mai bine pe tine și să aprofundezi lucru cu tine? O sămânță era acolo, ca să spun, dar a fost crescută, îmbunătățită, așezată pe un drum al ei în mod deosebit, când a fost deschisă la un alt gen de informație, să spunem. Putem să spunem că pacienții tăi sunt extraordinar de norocoși că te au pe tine și că modul în care tu privești acum vindecarea este într-o manieră holistică, da? Înțeleg că pornind din fizic, în emoțional și chiar în spiritual, pentru că ai Da, adăugat la este partea foarte de plăcut medicină. să vină pacienții în cabinet și să spună: venit la dumneavoastră, niște așteptări, dar acum când am venit și am stat de vorbă și am povestit, nu mai mă doare nimic. Este un moment foarte plăcut pentru mine ca medic. Și consider în mod real că toată evoluția mea personală se reflectă și în relația pacienții spre binele și spre binele lor, în mod clar, dar și al meu, pentru că oferindu-le anumite lucruri și având un feedback de la ei, mi-aduce și mie bucurie și mulțumire acest lucru. Ai spus că creșterea ta, practic, și evoluția ta se reflectă în lucru cu pacienții. Însă, tocmai ai spus că la momentul la care noi ne-am cunoscut, aveai niște provocări pe plan personal și aș vrea să te întreb
cum reflectă transformarea ta viața personală, atât și relațiile din viața personală, atât cât simți tu să împărtășești cu noi astăzi. S-a schimbat ceva? S-au transformat relațiile tale din plan personal? În mod clar, observ și o evoluție pe acest plan. Eu personal, la fiecare dintre noi, cred, de altfel aveam anumite convingeri, anumite criterii după care ne alegeam partenerii de viață, de servici, pe toate planurile. Acum pot spune că a fost o triere frumoasă a celor din jur. În jurul meu am acum doar oameni care mă fac să mă simt bine, care mi-aduc bucurie, cum spunea Ileana Vulpescu, pardon, cu oameni care sunt oameni și oameni, cu o parte din ei ne întâlnim pentru a schimba informații meteorologice, ceilalți avem în jur pentru bucuria sufletului și a inimii și petrecem timp de calitate. Da, deci clar, o îmbunătățire a relațiilor, a tuturor relațiilor din jur, a atmosferei, Foarte a tot. frumos. Foarte frumos ai spus că practic în viața personală s-a produs o triere și criteriul este oameni care îți aduc bucuria sufletului. Din acest punct de vedere, aș vrea să te întreb de ce crezi că nu au funcționat relațiile înainte să descoperi acest criteriu? Ce lipsea? Ce ți-a lipsit ca relațiile din planul personal să fie, uite, pline de bucurie, cum sunt acum? Iar așa aici sunt cumva mai multe paliere de discuție. Cel mai important, cred că noi trăim într-o societate, având relații și interacțiuni cu diverse categorii de oameni, cred că unul dintre ele, cel puțin pentru mine, mă refer, a fost frica de a nu supăra, de a nu deranja. Și atunci poate au fost situații în care nu am avut curajul de a spune adevărul. Tocmai din aceste considerente. Acum am învățat și asta și prin cursurile care le-am avut cu voi, de a face acest lucru, de a-mi asuma adevărul într-o măsură frumoasă, empatică, reală. Și acest lucru consider că a fost unul din motoarele evoluției mele și ca om, și ca medic, și ca mamă, și ca fiică, și ca soție, și ca prietenă. Da, este extraordinar ce ne împărtășești. Practic, ai depășit frica de a spune nu și de a spune adevărul tău interior într-un mod empatic, da, și asertiv. Ne-ai spus despre faptul că ești medic, despre faptul că, uite, ți s-au îmbunătățit relațiile, dar tu ești cu mult mai mult de atât. Tu ești deopotrivă și mamă. Și, uite, dacă ar fi să abordăm puțin acest tip de relație mamă-fiu, ce s-a schimbat în calitatea relației de când tu ai aprofundat relația cu tine însăți? Ce îmbunătățiri sau ai Am avut un înregistrat? moment practic în care copilul meu m-a învățat, de asta spun că am învățat foarte mult din relația cu voi, dar schimbând interiorul meu, am văzut și foarte multe modificări în relațiile cu ceilalți, inclusiv în relația cu băiețelul meu. La un moment dat am avut o problemă de sănătate, nu m-am simțit bine și cred că el a avut mici emoții legate de acest subiect și m-a întrebat mama, de cine trebuie să ai tu grijă cel mai mult și mai mult pe lumea asta? Și la momentul respectiv, aceasta era credința mea,
pe copilul meu trebuie să am cea mai mare grijă. Și atunci el mi-a spus, nu, mami, de tine trebuie să ai cea mai mare grijă, că ai văzut când te-ai simțit rău, tu nu ai putut să ai grijă de mine. Și a fost un moment de mare trezire și revelație pentru mine. Și am înțeles acest lucru, că pentru a putea avea grijă, începând cu copilul meu, cei din jurul meu, extrapolând la viața mea profesională, trebuie să fiu eu bine cu mine. Asta pare un Și mare aha. exact, a fost un aha așa care, pot să spun că a durat fizic. Nu mă așteptam ca copilul meu să fie atât de matur. A fost o lecție pe care n-aș fi dorit să o aibă la nivel, la momentul respectiv. Dar privind ulterior evoluția lui și a mea și a relației cu el, a fost foarte important acest aha. Și vă spune că copilul meu este mult mai echilibrat, mult mai sigur pe el, mult mai doritor de a afla, de a ști, de a cunoaște. De exemplu, de curând a fost plecat fără noi, în afara țării, într-un program școlar, un program Erasmus, și faptul că eu am avut încredere să-l las să plece, practic să-i dau aripi să zboare, pentru el l-am simțit. El nu poate încă să pună în cuvinte tot ce am simțit eu la el, dar s-a întors foarte sigur pe el, dornic de cunoaștere, dornic de a se întoarce, dornic de a afla. A fost un moment foarte plăcut pentru noi, care poate dacă eu nu aș fi trecut prin aceste transformări, nu aș fi avut încă o dată frica, respectiv curajul de a lăsa să-și întindă aripile. Foarte frumos. Așadar, Sunt faptul că pentru. tu ai lucrat cu tine, că ai găsit puterea și curajul să spui adevărul, înțeleg că l-am puternicit cumva și faptul că tu te-ai transformat într-un mod benefic, asta a transformat sau a contribuit și la transformarea copilului tău în a fi, nu știu, mai independent, mai asumat. Exact. De exemplu, el avea o colegă care a plecat cu ei și la momentul respectiv, părinții respective fetițe aveau foarte mari emoții pentru că ea nu zburase, nu plecase în țară și a fost o încărcătură emoțională mai puternică pentru dânsii. Deja pentru noi intra într-o normalitate frumoasă. Da, așadar, ce domenii ale vieții tale s-au îmbunătățit prin faptul că ai început să lucrezi cu tine, că te-ai asociat Academiei, da? Astăzi ești una dintre persoanele extraordinare care sunt membri ai Academiei Phoenix. Ce s-a îmbunătățit în viața ta? Ce rezultate concrete ai putea să ne împărtășești astăzi? Eu personal pot spune că sub o formă sau alta, într-o măsură sau alta, cam toate domeniile vieții mele s-au îmbunătățit. Repet, până că partea de a lucra cu mine, cu reflexii în toate domeniile activității mele, totul s-a îmbunătățit. Pentru mine atmosfera este una foarte deosebită și prețioasă, aș putea spune. Abia aștept webinariile, așa, da. Așa, pentru că mă conectez cu voi, cu totul. Și cu voi personal și cu colegii care avem acolo și care o bună parte din ei mi-au devenit prieteni, cei care am reușit să ne vedem și în fizic, nu doar online. Colegi cu care am lucrat doar online și la momentul te care ne-am referi văzut la fizic a fost o comuniune. Te referi la comunitatea din Academie, Da, la da, membrii da, care da. Nu, fac da. parte acum. Da. Da, este într-adevăr. Mie Da, îmi este place o stare să foarte. spun ca o familie. Da, este o stare foarte specială, adică eu mă simt atât de bine și atât de în largul meu și toate sunt constructive
pe lângă bucuria revederii și a petrecerii, timp împreună, noi învățăm tot timpul, împărtășim informații, sunt foarte. Este un drum care clar este al fiecăruia, dar în Pentru momentul în tine, care. cum e? Pentru tine, cum e drumul acesta? Nu știu, dacă ar fi să definești drumul tău, ce trăiești tu acum, ca proces personal? Nu știu. Nu o să te întreb să-mi dai două, trei idei, doar că, așa, scurt, dacă ar fi în câteva cuvinte să definești cum e drumul tău acum, drumul tău către sine, de evoluție, în Academia Phoenix, în lucru cu noi, cu mine, cu Romeo. Mi-e vine un singur cuvânt, este fantastic. Deci pentru Ah! mine este fantastic. În mod real este fantastic acest drum în care știi ce îmi place foarte mult? E faptul că ne stimulați să avem un drum personal în cadrul unui drum, a unei căi comune, se spune. Deci noi cu toții, repet, avem un drum personal, dar este frumos integrat în drumul cu ceilalți. Și fiecare are ritmul lui, și momentul lui, și domeniul lui de interes. Dacă ar fi să asociez o emoție acestui fantastic, ce emoție ai asocia faptului că este fantastic? Ce emoție trăiești când spui asta? Pentru mine este o pace interioară. Da. Așadar, dacă ar fi să ne raportăm la care e emoția din care ai pornit când ai început să lucrezi cu tine, ca să ajungi la pace, care e traseul emoțional? De la ce emoție ai pornit? Nebuloasă. Era Și la momentul apoi? respectiv. Cu treceri prin perioade de liniște, au fost și furtuni care le-au dat de gândit. Mă întreb, sunt pe drumul cel bun? Unde mă duc? Dar ca și în momentul care ne înconjoară după furtun, lucrurile se așează mult mai liniștit, mai frumos. Este senzația de soare care apare după furtună și te încălzește și îți încălzește sufletul și inima. Și atunci am învățat să le accept și pe acestea. Așadar, ai pornit din nebuloasă și ai ajuns la soare strălucitor și la pace, ca senzație interioară. Eu Da. lucrez destul de mult cu emoții, cu ancorarea în corp și tu știi deja stilul meu de lucru, dar este foarte important să înțelegem cum transformarea asta se produce la nivel emoțional, energetic și chiar mental. Dacă ar fi să te raportezi la valoarea pe care ai primit-o cel mai mult în acest proces al tău și în lucru cu noi, unde ai primit cea mai mare valoare în viața ta? În ce zonă? Noi iarăși n-am o zonă aparte. La mine s-au așternut lucrurile pe toate zonele vieții mele. Dar am descoperit, nu aveam cunoștință în acest domeniu, nu era domeniul meu de activitate, nici de interes la momentul respectiv. Iarăși pacea și liniștea ta și încărcarea ta contează cel mai mult, pentru că din acel punct poți să faci schimbări în jurul tău, în activități, în oameni, în lucruri, inclusiv în partea materială, pentru că ești mult mai productiv și eficient și eficace când ați abordat toate domeniile vieții în momentul în care tu ești bine cu tine. Și atunci, în momentul în care ai un stâlp, un echilibru în interior,
poți coordona și amplifica mult mai mult tot în viața ta, pentru că stai într-o societate, avem copii, avem familie, avem dorințe și materiale, nu numai spirituale. Sigur. Mi-a plăcut foarte mult. Ai făcut acel gest de prezență pe care eu tot timpul îl aduc în terapie și da, spun să te aliniezi, să te centrezi și să fii prezent în ființa ta. De ce crezi că ai reușit? Ce te-a făcut pe tine să reușești să ajungi aici, în punctul ăsta din viața ta? Cum am început acum cursurile cu voi și pe partea de coaching, am găsit niște idei foarte interesante care eu nu le-aș fi asociat nici cu medicina, nici cu spiritul, nici cu partea asta până acum și am înțeles ce înseamnă de fapt un coach. Am mai văzut film, am mai citit cărți pe acest subiect pentru că a reprezentat unul din domeniile mele. Lucru cu voi, mi-am găsit, aici este partea voastră, mi-am declanșat motivațiile. Deci ai reușit pentru că ai avut motivație. Da, am avut, cred că motivații avem toți, dar este foarte important să ai pe cineva lângă tine care să-ți găsească acele motivații și să le privească din exterior obiectiv. Pentru că clar avem, fiecare avem motivațiile, ne dorim aia cealaltă. Contează Ce aud foarte eu? mult. Da? Spune. Scuze, contează mult și motivația, a găsi o motivație bună, productivă, elegantă, chiar aș putea spune. Deci ce aud eu este că tu ai reușit sau tu crezi că ai reușit pentru că ai avut pe mine și pe Romeo alături de tine, ca mentori, ca și coach, care te-au susținut în a-ți găsi propria motivație, da? Și a face pașii. Și îți mulțumim. Eu îți mulțumesc în numele amândurora. Dar, evident, munca tu ai făcut-o, puterea este toată la tine și, practic, tu ești cea care a declanșat acest proces și tu ești cea care cumva ți-ai setat să ne întâlnești și tu știi asta că, practic, din plan spiritual lucrurile se întâmplă și noi doar ne întâlnim să împlinim ceea ce e menit. Eu vă mulțumesc. Știți că a fost un lucru greu, care eu l-am învățat de curând. Pentru că mi se părea mult mai ușor să rogi pe cineva să facă ceva sau mi se părea că dacă particip la un curs sau învăț ceva, gata, asta rezolva problema. Nu, munca din spate, într-adevăr, este mult mai serioasă. Deci nu primești informația, diversement, depinde foarte mult ce faci cu ea. Pentru că, repet, mulți amente datorită premiilor, aglomerației, așa avem tendința de am fost la cursul respectiv sau am învățat lucrul respectiv, asta este tot. Nu este tot. Trebuie învățate lucrurile pentru a fi aplicate în lumea de zi cu zi, viața de zi cu zi, pardon, de a fi aplicate, de a fi învățate și atunci m-am văzut și am înțeles acest lucru abia în momentul în care am fost eu pusă în postura de a. Nu știu, am fost întrebată ce ai făcut, ce mai faci și uite, aceste lucruri. Și atunci, dar a trebuit să le explic oamenilor că ei primesc aceste lucruri și le folosesc fiecare cum își asumă. Iarăși ajungem la partea de asumare. Trebuie să fii cinstit cu tine însuși și să faci aceste lucruri pentru că nu le poate face nimeni, într-adevăr, În locul tău. în locul tău. A meritat? Da, clar. Deci nu imaginez viața altfel, adică nu. Pentru mine a fost un drum foarte clar. Uite, dacă este cineva care ne ascultă și ar trebui să se apuce chiar acum, de ce ar trebui să înceapă lucrul cu sine și cunoașterea și un drum al evoluției personale?
Eu nu mi-am dat seama cât de mult m-am schimbat până când am venit o prietenă din facultate, care nu ne-am văzut de multă vreme, și a intrat în cabinet și mi-a zis: "Ah, ce faci? Că strălucești. Spune-mi ce faci." Eu am văzut repede modificări în toate aspectele vieții mele și le luasem cumva ca atare. În momentul în care această validare a venit în exterior, a fost pentru mine iarăși un wow, adică chiar se vede ce fac, chiar se vede cum fac. Și prin acest lucru, cumva, indirect am impactat și viața altora. Și a fost pentru mine iarăși un moment de aha, deci nu numai eu văd, mai văd și alții. Timpurile pe care le trăim eu le percep ca niște timpuri destul de grele și tulburi. Și atunci, evoluția fiecăruia dintre noi se petrece în domeniul fiecăruia, în ritmul, cu dorința pe care o vor, mi se pare foarte importantă. Ca adult, îmi doresc ca copilul meu să nu mai treacă prin momentele care le-am avut eu, să pleacă deja, să plece deja de la un alt nivel. Ca medic, îmi doresc ca pacienții mei să beneficieze de o cea mai bună îngrijire pe care le pot eu oferi la nivelul meu și la momentul meu. Iar ca și om, le doresc tuturor starea mea de bine, de liniște, de împăcare, de bine. Foarte frumos. Întotdeauna e o reală plăcere să împărtășesc cu tine, pentru că, da, ai un suflet mare, 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 extraordinar și se simte până aici radianța luminii tale și a bunătății. Mihaela, dacă ce i-ai recomanda unui om care este acum în nebuloasă, în frici, în frica de a-și spune adevărul, de a lua decizii, frica de a acționa ca să nu deranjeze. Ce ai recomanda să facă? Se apuce de treabă, nu poate sta acolo, în mod clar. Pentru tine a meritat, da? Tu clar ai rezultate și nu doar tu le vezi, ci le văd și cei din jur, care chiar primesc beneficii din faptul că tu te cunoști pe tine și ești acum o ființă întreagă, prezentă și conștientă. Pentru Și ar... mine, foarte mult că te-am întrebat, pentru mine colaborarea cu voi este foarte productivă pe toate planurile. Productivă fără a fi un cuvânt material. Și prosperă, iarăși și un cuvânt care l-am învățat de la voi, prosperitatea nefiind, cum marea majoritate dintre noi înțelegem, doar financiară. Și atunci, iarăși o calitate pe care o apreciez, este faptul că voi oferiți variante și soluții în diverse sisteme și potrivite fiecăruia dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi suntem în diverse etape, momente ale vieții și atunci suntem pregătiți sau nu să ascultăm anumite lucruri. Și iarăși, mi se pare important acest lucru. Fiecare om are nivelul lui, vibrația lui, momentul lui. Da? Și Uite, te-aș întreba pentru tine. Ai intrat în academie cu un vis, cu ceva ce îți dorești să îmbunătățești sau să adaugi. da, pentru mine a venit această academie a voastră cu cursurile, cu o virgulă, cursurile care sunt în ea, foarte practică. Repet, totuși eu am o gândire practică, să spunem. Și atunci faptul că am aceste cursuri sistematizate, deci pe lângă partea emoțională de întâlnire, de frumos, de a petrece un timp de calitate, este și această parte structurală care pe mine mă ajută. Mă ajută foarte mult pe mine personal
Și repet, lovindu-mă acum de situații în jurul meu, am considerat că trebuie să învăț rațional, cumva, cum să-i ajut pe cei din jur, fără a interveni prea mult în viața lor, de a le găsi, a învăța cum să le găsesc butoanele de activare, ca să spunem așa. Te gândești să duci cumva partea asta de cunoaștere spirituală și în contribuția pe care tu aduci pacienților tăi și umanității până la urmă? Da, îmi doresc să găsesc un echilibru între ceea ce fac eu acum și ceea ce mă gândesc că aș putea face. Și este fascinant cum în ultima vreme am găsit foarte multe, chiar foarte multe materiale, cărți, situații, studii despre a lega această parte a medicinii de partea spirituală. În cartea profesorului neurochirurg, ultima carte a apărut, dar, de exemplu, am găsit, nu știam acest lucru și m-a fascinat și puțin dat peste cap, aș putea spune, cum au făcut, fost făcute studii pe un RMN activ pe creierul unui pacient în timp ce acesta spunea rugăciunea Tatăl nostru, cum se activează diferite glande endocrine și mi s-a părut fascinant că se pot documenta lucruri la care eu nu m-am gândit că se pot documenta fizic, științific, material. Și repet, faptul că se ajunge la același lucru pe diverse căi este o bucurie reală. Mă bucur foarte mult că, uite, am petrecut acest timp de mare calitate cu tine, care ești un specialist extraordinar, care ești mamă, iubită, medic, ai mai multe roluri, da, în viața ta și cumva toate aceste roluri s-au îmbunătățit în urma faptului că tu ai lucrat cu mine și cu noi. Și da, tu astăzi ești un specialist care contribui și ai o abordare holistică. Și da, oamenii au nevoie de specialiști ca tine, de medici dedicați care pot să privească holistic vindecarea. Mihaela, suntem oarecum la începutul Academiei. Mai e o cale de parcurs împreună. Unde te vezi, să spunem, la momentul la care cursurile Academiei se încheie? Ce simți că poți îmbunătăți în viața ta, în viața celor pe care tu deja îi impactezi? Eu și eu vă mulțumesc pentru colaborare și pentru oportunitatea de a fi aici cu voi și de a învăța. Din experiența mea personală cu voi, sigur urmează ceva foarte interesant, pentru că de obicei mi-ați depășit așteptările și imaginația tot timpul și îmi doresc și vă doresc să fiți pe același trend ascendent în continuare. O colaborare lungă, fructuoasă, frumoasă, prosperă pentru toți cei care își doresc să fie mai bine. Să fie bine cu ei și cu cei din jur cât de mult timp. Să creștem cu toți, să creștem frumos, să fim sănătoși, să ne bucurăm unii de alții și să fim cât mai mulți. Să fim cât mai mulți. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ai împărtășit cu noi, pentru că ai venit așa cu tot sufletul și cu toată deschiderea. Te felicit pentru tot ceea ce ești și pentru toată contribuția pe care tu o aduci oamenilor și pentru lumina și speranța de transformare și de mai bine pe care tu o radiezi în jurul tău. Să avem o zi minunată! Mulțumesc! Orările sunt asemenea spor, toate să aveți și
Nu mai bine. Realizări cât mai frumoase. Că avem nevoie și eu și mulți alții de Mulțumesc. ele. Mulțumesc și eu.